după ce am intrat la liceu, pe vremea aceea era și treapta a doua. Treapta întâi, da. Treapta a doua. Și am intrat la cel mai bun liceu din Iași, mă rog, la unul din cele mai bune, fiind două din Iași, la unul dintre ele, unde se intra cu medie foarte mare și unde am dat examen la fizică și la chimie, adică, și părinții mei ar fi vrut să mă îndrept către medicină. Da. Dar uite că am făcut medicină de suflete, să spun așa. Da, da. Și în toate spectacolele de poezie mai ales, fac, am această bucurie să simt catarsisul în oameni, să simt emoția, cum crește, cum îi copleșește și cum se revarsă din sufletele lor, făcându-i mai buni, mai frumoși, mai generoși și mai încrezători în viață și în locul lor pe acel pământ.